Annyeonghaseyo! Bună seara! Astăzi vreau să vă prezint despre bursa cu care am venit eu, dar nu foarte mult, pentru că eu deja am mai vorbit despre asta în videoclipul De ce Corea? În primul rând, am venit cu bursa de la Guvernul Corean, Korean Government Scholarship. Așa, acum 6 ani de zile, am aplicat acum 7 ani de fapt, că trebuia să aplic înainte. Site-ul este studyinkorea.go.kr/engleză, ca să fie site-ul în engleză, bară N, mai rotucată mai bine. Ok. Sau găseam pe atunci informații și pe roburse.ro. Deci, eu am aplicat prin acel program de la guvern, care acum pentru nivelul de licență nu mai există, aveți doar pentru master. Am aplicat toate documentele prin ambasadă, pentru că se aplica prin ambasadă și așa am obținut un loc să vin în Corea. Vă prezint foarte pe scurt pentru că eu deja am făcut aceste lecții și acum am zis că nu lecție. Am povestit de ce Corea și cum am ajuns aici, în videoclipurile De ce Corea. De aceea eu sugerez să încercați să vedeți și acolo videoclipurile, să vă uitați pe site, pentru că eu am deschis pe calculator site-ul. La site-ul Studying Korea avem, în primul rând, Studying in Korea, adică studiat în Corea. Și acolo, de ce Corea, educație, bla bla bla, preparare de admitere, toate informațiile. Apoi, universități și colegii. Așa, scholarships, bursele. Și la scholarships aveți, de fapt, mai multe. De exemplu, government scholarship sau university scholarship sau other scholarships sau support program for self-financed students, adică la modul dacă vă plătiți voi, și mai multe lucruri. Apoi aveți și aplicații online și da, cum să studiezi coreană, comunitate online, carieră în Corea, școli certificate, bla bla bla, etc. Găsiți foarte, foarte multe. Deci e bine să studiați foarte bine site-ul și să găsiți oportunitatea potrivită pentru voi. Nu uitați că, teoretic, fiecare universitate din Corea are locuri speciale pentru străini. Bineînțeles că sunt diferite condiții pentru viză. O să facem un videoclip separat oricum, dar vreau să vă spun că eu am aplicat prin programul acesta de la guvern, care îmi susțineau ei multe. De exemplu, asigurarea medicală, transportul, cazare, bani de buzunar, multe altele. De aceea, eu nu am aplicat prin programul direct la universitate, unde la viza normală ți se cere să ai o anumită sumă de bani despre care trebuie să fac un bine cercetare. Deci îți trebuie anumită sumă de mare, cam mare, prin care să le demonstrezi că te poți susține aici, pentru că nu ai voie să lucrezi în primele 6 luni cu viză de student, din câte știu eu. Oricum, atâta vă spun pe scurt că sunt două feluri de vize, de 4 parcă, cea care e doar pentru programul de limbă, de instruire de limbă, sau de 2, care e cea de student, care și aia poate fi împărțită mai multe, dar o să revin cu detalii despre vize mai încolo. Important este să știți că șanse sunt să veniți în Corea dacă sunteți extraordinari, muncitori, aveți publicații, activități de voluntariat, dosarul plin, ei caută persoane care să iasă în evidență. Asta e foarte important. Cel mai important este să vă apucați de coreană, pentru că la nivelul de licență, majoritatea cursurilor, în afară de specializări precum business sau specializări specifice doar în engleză, cam toate au cursurile în coreană. Asta înseamnă că veți studia la un loc cu ei. Deci aveți nevoie de măcar un minim de nivelul 3, dar eu v-aș sfătui să ajungeți până la nivelul 4, ca să fiți siguri că înțelegeți cursurile, nu de altceva, că e foarte greu la cursuri. Ce să mai zic? Să spunem că i-am avut noroc că s-a mai dat burse pentru nivelul de licență de la guvern, când am aplicat, acum din păcate nu mai sunt. Și multe alte țări nu mai sunt. Eu am venit, așa cum am zis, doar cu bursă, deci nu am venit pe banii mei. De aceea trebuie să întreb persoane care au venit direct prin universitate și să aflu mai multe detalii despre altfel de burse. Cam atât pentru astăzi, o să fie foarte scurt pentru că eu, de fapt, mă pregătesc pentru live-ul de mâine și ne auzim mâine. Dacă aveți întrebări legate de burse strict, puteți să-mi scrieți jos în comentarii și voi face o mini cercetare pentru videoclipul următor. Annyeong!